Dragii studenți ai școlii de sabă, mă bucur să accesăm împreună comoara cuvântului lui Dumnezeu în cadrul studiului nostru numit Soți și Soții împreună la cruce. Însuși, titlul acesta ne spune nou că familia în mintea lui Dumnezeu și prin creație este hotărât cu totul și cu totul altceva, decât înțelegem noi astăzi. Am fost întrebat de multe ori și cu privire la anumite situații aparent conflictuale. Și răspunsul pe care l-am dat a fost depinde de unde iei tonul. Dacă iei tonul de la Isus, cum era un caz specific, zic el a procedat în acest fel. Dacă iei tonul de la farisei și saduchei sau chiar de la ucenici sau de la alții, ei au procedat altfel. Depinde de unde iei tonul. Acum noi suntem invitați să luăm tonul cu privire la familie de la crucea Domnului nostru Isus Hristos. Mulți oameni probabil că ar dori să nu asocieze niciodată ideea de familie cu jertfa Mântuitorului nostru. Îi înțelegem, este o alegere și aceasta. Dar dacă cineva ar dori să fie în armonie cu ceea ce numește Isus, cum a fost la început, adică scopul inițial și original al lui Dumnezeu, dacă cineva dorește să restaureze acest lucru în viața și familia lui, acesta este drumul. Acesta este drumul. Am fost impresionat și sunt tot mai mult impresionat de faptul că, atât cât pot să înțeleg, omenirea se îndreaptă spre o gândire logică în domeniul științific. Și anume, tot mai greu, dacă nu cumva imposibil, vei mai vedea pe cineva din lumea științifică, dând, ca explicație unui efect, cuvinte ca materia este infinită, timpul este infinit, nu mai există așa ceva, există o, o limită, există un fel de bun simț care s-a creat în acest domeniu și. S-a ajuns ca întotdeauna efectul să fie legat de cauză, să fie considerat urmarea unei cauze. Așa am avut în ultima perioadă a timpului, de, din anii 50, a pornit, dar s-a accentuat foarte mult teoria unui început al universului nostru. Nici se spunea că e veșnic, e fără început, e fără sfârșit. Bine, acesta este, acesta este un cuvânt pe care n-ar trebui, trebui să încercăm să-l înțelegem, pentru că nu e legat de noi. Noi suntem oamenii lucrurilor finite și definite și discutăm niște noțiuni care, la fel, este în credință. Uh, niciodată n-ar trebui forțată mintea cuiva să înțeleagă niște lucruri care nu sunt pur și simplu de natura minții noastre. Așa că să mergem de la cauză la efect... În Matei, capitolul 24, versetul 37, și să înțelegem că starea lumii de astăzi, situația familiei în lumea noastră de astăzi și situația spre care se îndreaptă lumea noastră de astăzi în domeniul acesta sunt efecte ale unei cauze. Ieri am ascultat pe pastorul Randy Roberts și în prezentarea cărții Apocalipsa, și la un moment dat a spus, zice, toate lucrurile. Sunt legate de această treime, o treime din, o treime din și o treime dintre îngeri. Balaurul trăgea cu coada a treia parte dintre stele. Dice, din treimea aceasta vin lucrurile. Și acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, aici în Matei 24-37, însuși Domnul ne predă această cutremurător de adevărată și puternică lecție. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, a idoma se va întâmpla la venirea fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și versetul 39, o expresie de neimaginat. Și n-au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea fiului omului mâncau și beau, sigur că pentru aceasta asta înseamnă viață biologică. ci cu asta? Se însurau, se măritau. Păi nu este aceasta legea vieții? Cum s-ar perpetua viața altfel? Dar problema se ridică în versetul 39. N-au știut nimic. Cum adică n-au știut nimic? Păi nu scrie cartea. N-a spus bunul Dumnezeu, Duhul meu luptă în om. Cum să nu știi nimic? Nu se poate așa Și totuși scrie, n-au știut nimic. N-a lucrat noi la corabia atât de mult. Nu circulau știrile între oameni mai rău decât astăzi cu internetul. Se și fică să mai pe, 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 internet, nu știu dacă este știre sau știr. Nu mă-ți dai seama. N-au știut nimic. Păi frate, ori au știut, ori n-au știut. Cu ce s-a ocupat Duhul Sfânt cu privire la acești oameni? I-au uitat, i-au ocolit, n-au știut nimic. Ce a însemnat pentru ei construcția corăbiei sub căluzirea Domnului și prin munca lui Noe? Cum adică n-au știut nimic? -au, până când a venit potopul și a luat pe toți. Și știu dacă vi s-a întâmplat, dar mie mi s-a întâmplat. Mi s-a întâmplat și să cad în acest păcat? și să văd oameni căzând în acest păcat. E cineva într-o stare de euforie sau de furie. Și atunci vine cineva și încearcă să îl oprească și să l conducă la rațiune și îi spune, uite, dăm voie să spun ceva. Și persoana răspunde, nu vreau să știu nimic. Stai puțin, dar dacă ai ști acest lucru, ai vedea altfel situația. Nu vreau să știu nimic. Dacă există un adevăr care poate fi spus în spatele am mâncat și băut, căsători și însurat și mărita, dacă există și în legătura lor cu n-au știut nimic, este tocmai acesta. N-au vrut să știe. Pentru că un om nu poate să fie făcut cu forța să știe. Nu. Poate fi făcut cu forța să vadă, să audă, dar este altceva să știi un lucru. Înseamnă să-l asimilezi, să-l adopți. Cu forța așa ceva nu se poate întâmpla. Și atunci, în fața acestui a ști, din nou se bifurcă viața și un om vrea să știe și unul nu vrea să știe. La fel este cu înțelegerea. Iacov spune în epistola lui, vrei dar să înțelegi, ceea ce indică spre faptul că unul nu vrea să înțeleagă. Nu. În adin se facă nu știu. să a terminat. Aici cuvântul spune, n-au știut nimic cu privire la mâncare și băutură. Frate, uite, a spus ceva cu privire la mâncare și eu, nu, nu vreau să știu nimic. Vreau să îmi place, iau, dăm ce îmi place. Bine, okay frate sau soră, Dumnezeu a spus ceva cu privire la a te însura, frate, și toate a te mărita, soră. Și nu, nu vrem să știm nimic. Nu vreau să știu nimic. Și atunci s-a scris în dreptul lor, n-au știut nimic. Se mâncau și beau, se însurau și se măritau, fără să vrea să știe ceva de Dumnezeu. Acum, de unde vine această stare pe care o întâlnim astăzi? În, în prezent. Este perioada religiei omului, în care omul uh, a visează să fie Dumnezeu pentru el însuși. Nu e de ieri, dar la altă, nu e nimic nou. Este de la început. Vine din expresia veți fi ca Dumnezeu. Această expresie nu trebuie luată așa uh, superficial. Pentru că este calificată în text cu cuvintele veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Dumnezeu nu cunoaște rău, el n a făcut niciun rău. În sensul ăsta, nu se poate spune despre Dumnezeu. El cunoaște binele și răul. Dar Dumnezeu este cel care definește binele și răul. Dumnezeu definește răul? Nu. Dar răul este absența binelui. Prin a defini binele, Dumnezeu este cel care a definit binele. Aceasta este bine. Și aceasta nu este bine. Prin aceasta s-au deosebit cele două lucruri, binele și răul. Dar uh, Duhul cel rău, exprimat prin șarpe, spune omului, nu, nu e mai nevoie de Dumnezeu să gândească pentru tine ce e bine și ce e rău. Tu ești Dumnezeu pentru tine și tu hotărăști ce, ce, este bine și ce este rău. Și aceasta a aplicat la ceea ce s-a întâmplat înainte de potop, care a spus Mântuitorul, despre care Mântuitorul a spus, uh, identic se va întâmpla la sfârșitul, la venirea Fiului Omului, la sfârșitul zilelor. Nu, nu, mai e nevoie de Dumnezeu să definească acest lucru. Chiar auzeam pe, pe Stephen Hawking suferind mare om de știință și suferind fizic foarte mult. Omul acesta nu a spus că e împotriva lui Dumnezeu sau că este credincios în Dumnezeu. Sau... A spus nu mai e nevoie de așa ceva. Dar mulțumim, mersi, nu, nu ne trebuie. Mă, Doamne, mergi în drumul, tău, vezi de treabă. Lucrul acesta se petrece cu generația noastră. Ea nu că nu știe, ea nu vrea să știe. Nu că nu poate să cunoască, nu vrea să cunoască, nu că nu poate înțelege, nu vrea să înțeleagă. Ăsta sunt eu, ăsta e omul. În momentul în care este confruntat, natural, natural are înclinația aceasta spre ostilitate vis-a-vis -vis de voia lui Dumnezeu și, în special, în particular, în cazul nostru, discutând despre familie. Aceasta. A, 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 aceasta însemnătatea cuvintelor veți fi ca Dumnezeu. Veți ajunge voi să hotărâți ce este bine și ce este rău. Nu, nu vrem să știm. Am uh, citit chiar ieri un pasaj cu privire la Cezar. E un articol care a fost scris în Cinci limbi ale lumii. Um, un pasaj de acolo o mare mulțime însoțea pe Cezar în drumul lui către Senat. Imediat ce a intrat în teatru, un om numit Artemidorus a încercat să-l avertizeze și a înmânat un sul, o scrisoare, i-a înmânat, i-a dat în mână această scrisoare, dar Cezar a ignorat-o. În acel uh, sun, în acel uh, document scrisese el, vezi că după stâlp aici este o echipă de asasini care te vor omorî și care au venit aici ca să te omoare. Uh, Cezar nu a vrut, nu, nimic nu citește, nimic este concentrat la ceea ce urmează să facă. Uh, în scurte cuvinte n-au știut nimic în dreptul căsătoriei, sau generația noastră nu știe nimic în dreptul căsătoriei, înseamnă a nu recunoaște pe Dumnezeu în niciunul din aceste lucruri. Soț și soții împreună la cruce. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață astăzi pe noi că originea lucrurilor dă explicație efectului sau manifestării în mijlocul care a trăim noi. Așa se face că astăzi, atât în, familie, în biserică și în societate, familia este definită și redefinită în fel și chip. Nu vorbim de uh, tensiunea aceasta, uh, definiția în credință a familiei, în credința în Dumnezeu, în care se ține seamă de Dumnezeu și se știe ce a spus Dumnezeu, ci vorbim pur și simplu de o diversitate de poziții în interiorul Bisericii cu privire la familie. De la a o transforma într-un sacrament până, când, până la a face din ea o simplă asociație între două persoane. Vom păstra în mintea noastră cuvintele pe care Mântuitorul le-a spus când a zis la început, n-a fost așa, și vom ști că întotdeauna Dumnezeu caută să restaureze. Biblia este o carte a restaurării. Dumnezeu nu va face un cer mai bun și un pământ mai bun. Nu, nu există. Dar va aduce cerul și pământul, va aduce familia la starea la care a fost ea la început, când el a numit o bună foarte. E foarte bună. Și cineva care încearcă să îmbunătățească ceea ce a făcut Dumnezeu, nu face decât să dărâme sau să strice. Acesta este lucrul pe care voiește să ne-l comunice nou cuvântul lui Dumnezeu. Se insistă în studiul nostru asupra ideii de unitate. Și aceasta nu este de la Pavel Apostolul în Efeseni, ci este de la însuși Mântuitorul nostru și este de la origini. Cei doi vor fi una. Acesta este idealul lui Dumnezeu. Și Mântuitorul în rugăciunea lui din Ioan 17 insistă asupra acestui lucru. Te rog, Tată, mă rog nu numai pentru ei, mă rog pentru toți cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor, adică pentru noi. Mă rog ca toți să fie una, să fie una, să fie una. Sigur că lucrul acesta ar trebui să ne dea de gândit atâta timp cât Mântuitorul face din el tema centrală a rugăciunii lui. Și unirea aceasta sau unitatea despre care vorbește el... Între noi și Dumnezeu și între cei ce cred în Dumnezeu împreună, unitatea aceasta nu este o opțiune sau o variantă, ci este pur și simplu condiția vieții și este singurul antidot împotriva anihilării. Specia umană este pe drumul autoanihilării, așa cum a spus Martin Luther King, fie vom învăța să trăim împreună, fie ne vom vom muri ca nebuni încleștați. Pe drumul acesta se găsește omenirea și lucrul acesta depinde de acest mic element pe care l-am menționat deja. Dacă vrem să știm ce a zis Dumnezeu sau dacă nu vrem să știm ce a zis Dumnezeu. Acest lucru, va, acest lucru decide destinația finală a ființei umane, a umanității în general. Când vorbim despre familie, este deosebit de însemnat să mergem din nou la origine și să înțelegem de ce trăim în această perioadă de confuzie teribilă, de bate orice fel de vânt de învățătură din, din toate direcțiile, chiar înăuntru în biserică. De unde vine acest lucru? Acest lucru vine tocmai din faptul că uh, definirea omului nu ține seamă de ce a spus Dumnezeu. Omul nu vrea să știe ce a spus Dumnezeu cu privire la om. Ce este omul. Tot se încearcă tot felul de definiții, este o colecție de neuroni, este așa, e pe dincolo. Alții este un duh, un spirit nemuritor, unică este așa, unică este așa. În Genesa, capitolul 5, versetul 2, cuvântul lui Dumnezeu descrie simplu și direct, cu privire la om, i-a făcut omului, i-a făcut, lui i-a, i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, omului i-a făcut Dumnezeu. Asta înseamnă om, parte bărbătească împreună și cu parte femească. I-a binecuvântat parte bărbătească, parte femeiască și le-a, lui și ei, le-a dat numele de om. Om înseamnă el și ea. El separat înseamnă bărbat, ea separat înseamnă femeie. El bărbat și ea femeie împreună înseamnă om. Acesta este omul după chipul lui Dumnezeu. Având în vedere lucrul acesta, ne dăm seama că o astfel de înțelegere informează tot ce urmează să se întâmple în viață. Începând de la mâncare, băutură, căsătorie și toate celelalte lucruri. De aceea Sfânta Scriptură subliniază frumos și aseamănă familia cu un sanctuar în care domnește Dumnezeu. Este un mesager al lumii noi. De aceea venim Mântuitorul aici ca împărăția cerurilor să fie așezată aici, ca precum în ceruri, așa să fie și pe pământ. Și vie împărăția ta aici. Lucrul acesta însă pleacă de la origine. Cum poate fi unire în Biserică dacă este dezbinare în familie? Niște dezbinați se adună împreună cu alți dezbinați într-un loc, și cum ar putea ei trăi în unire când ei aduc dezbinarea cu ei? Bun. Copiilor, mai departe, trăiesc în dezbinare, în familie, în ură, în tensiuni, în neadevăruri, în dezvrăuri, în tot felul de lucruri. Copiii aceștia, la rândul lor, iau locul părinților lor și perpetuează, cum scrie Scriptura, blestemul părinților în copii. Nu se poate vorbi de așa ceva decât dacă, de la origine, de la izvor, lucrurile sunt aduse în armonie cu planul lui Dumnezeu. Doar acolo, doar dacă acasă, în familie, Există acea, această armonie sfântă despre care a vorbit Dumnezeu, apoi ea va fi adusă în biserică și biserica o va aduce în lume. Altfel, nu există ieșire din potrivă. Păcatul se magnifică din ce în ce, se ridică la putere și peste și proporții, peste proporții geometrice și astfel omenirea ajunge în final... Să își curme existența prin faptul că nu a vrut să știe ce a zis Dumnezeu în această privință. Așadar, este extrem de important ce se întâmplă, în ce atmosferă cresc copiii noștri. Este extrem de important ce atmosferă există în familiile noastre, cu care noi, de asemenea, vom veni în biserică. Această predare a, a mântuitorului, a credinței în Domnul Hristos, a crucii lui Iisus, a jertfei lui, această împletire a jertfei mântuitorului cu familia se reflectă în societate, în relații sociale. Nu mai mergem la serviciu ca și când lucrăm pentru șef sau pentru cine, slujiți ca și când slujiți Domnului nu numai când ești văzut în cameră sau cealaltă, ci din conștiință, din adâncul conștiinței. Aceasta transformă societatea noastră. Cum se poate ajunge aici, ar întreba Nicodem. De asemenea, avem trebuință de o nouă înțelegere în privința aceasta, a ideea de legământ și ideea de relație în cadrul familiei. S-a construit o familie de tip piramidal, cu soțul fiind capul și vârful, da, și dictatura lui în familie și toți ceilalți în supunere. Aceasta nu se numește unitate și Unire. Dar atunci s-au produs tot felul de cărți care să educe pe soț într-un fel, pe soție, cum să să, să armonizeze uh, gândurile și așa. Uh, lucrul acesta este frumos, este o inițiativă lăudabilă, dar nu duce nicăieri. Se vede clar că viața se degradează din ce în ce, tot mai multe familii se distrug și se destramă. Uh, cauza e în altă parte. Cauza nu este uh, în... sau uh, soluția, mai degrabă spus, nu este în efortul omului față de om, în relația omului cu omul, ci este în relația omului cu Dumnezeu. Atunci, soția este credincioasă capului Hristos, Hristos este capul, soțul este credincios capului care este Hristos și atunci ei sunt credincios unul altuia. Atâta timp cât se încearcă rezolvarea pe orizontală a acestui lucru și nu se vrea a se ști pe verticală, despre ce este vorba, nu putem să vorbim de unitate. Dar Hristos din Inima Soțului și Hristos din Inima Soției reprezintă acea muzică armonioasă a lui Dumnezeu. Trebuie să aibă loc înainte armonia și armonizarea cu Dumnezeu, ca apoi să fie urmată de armonia și armonizarea din familie a raporturilor și a legăturilor din casa noastră. Trebuie să aibă loc armonizarea pe verticală, adică armonizarea cu Dumnezeu, cu principiile vieții, așa cum a arătat-o Dumnezeu, ca ele să se reflecte în societatea noastră. Acesta este principiul și criteriu. Legământul numit de familie, care stă la baza familiei în înțelegerea Spirituală sau duhovnicească a instituției, legământul acesta de asemenea necesită o observație de aproape și anume: Legământul nu este încheiat între un soț și o soție sau între o soție și un soț, legământul este încheiat între Dumnezeu și un soț și Dumnezeu și o soție, prin care Dumnezeu promite de făgăduința lui nespus de mare și scumpă, că tu vei fi un soț adevărat, Dumnezeu îi promite soției, tu vei fi o soție adevărată și astfel cei doi sunt un singur trup datorită faptului că ei sunt credincioși capului familiei care este Hristos Isus. Este probabil surprinzător să ne dăm seama ce departe ne-am dus noi față de marele original. Cum din generație în generație lucrurile s-au îndepărtat. Nu suntem prima dată într-o uh, situație de fel acesta la nivelul familiei, la nivelul educației, la nivelul nașterilor de copii. Este un complex teribil. Nu suntem pentru prima dată aici. Atacuri împotriva familiei au, dat, au fost date pe tot drumul vieții pe planeta noastră din cauza că s-a știut că în momentul în care tu ajungi pe diavol la scandalurile din familia ta sau uh, uh, împlinești planurile lui sau poftele tatălui vostru, aceste lucruri vor merge în societate și vor continua să se multiplice. De aceea a atacat diavolul și continuă să atace familia. Niciodată nu-i da niciun fel de ajutor nici măcar în gândurile tale, ci privește la marele exemplu. Tu privește pe soția ta cum a privit Hristos biserica și cum atât de superb în omilia lui Ioan Crisostomu spune Tu trebuie să te uiți la faptul că Isus a iubit biserica aceea care l-a urât pe el, l-a bat jocorit, l-a înjosit, l-a răstignit. El a iubit-o până la capăt. Unde a primit acest rând? Păi în casa celor ce mă iubeau. Acolo s-a întâmplat aceasta. Și el spune în predica lui uite-te la faptul acesta, uite-te la purtarea lui, Iisus, ca să fie un soț adevărat, ca să fie o soție adevărată, Uite-te la purtarea lui Isus cu, cu biserica lui, care nu numai că nu l-a iubit și prețuit, ci din potrivă le-am dat cuvântul tău și din, din, din momentul acela, zice, de când au văzut lucrările acestea, m-au urât. M-au urât fără temei, dar, dar m-au urât. Zice, uite-te la exemplul acesta și așa să-ți iubești casa cum a iubit Hristos biserica. Chiar am dat citatul acesta, este în studiul nostru, este o parte mai mare. Am dat unei persoane și a citit, a fost impresionat și mi-a spus ce este frate de-al nostru, această persoană, Ioan Pomul și zic da. Mulțumim lui Dumnezeu pentru adevărul acesta care ne-a fost predat și să cerem de la Dumnezeu putere să devină viață în noi cuvintele pe care vi le spun eu, a spus Mântuitorul, nu sunt vorbe, ci Duh și viață. La aceasta te rugăm, Tată, cere să ne binecuvânți și să ne ajuți. Ne închinăm și te binecuvântăm în veci. Amin.